Comisia Electorală Centrală a refuzat acreditarea Canal 5 pentru a reflecta și monitoriza alegerile prezidențiale și referendumul privind modificările Constituției din 20 octombrie. CEC și-a justificat refuzul prin decizia Consiliului pentru promovarea proiectelor investiționale de importanță națională de a asista temporar valabilitatea actelor permisive ale companiei SRL Media Content Distribution, care deține televiziunea Canal 5. În cererea noastră au fost incluși 7 jurnaliști. Totuși, la CEC s-a precizat că jurnaliștii noștri care nu au primit acreditare pot să reflecte alegerile, dar fără statut de observator. Printre mass media moldovenești cărora CEC le-a refuzat acreditarea se numără și Real Radio, fondatorul televiziunii Mega TV. Cu toate acestea, îi asigurăm pe telespectatorii noștri că în ziua alegerilor vom reflecta activ evenimentele care se vor produce ca întotdeauna, rapid, obiectiv și fără filtre, oferindu-vă toate informațiile necesare. Ne veți putea urmări pe rețelele sociale.